Salutare și bine ați revenit! Astăzi este un clip un pic diferit, dar pentru că vreau așa să fac și niște clipuri care să fie mai relaxante și cu chestii care țin un pic mai de zona de confort, am zis că să vin la voi cu niște preferate random pe care le am în ultima perioadă, pentru că îmi doresc să mă axez mai mult pe produse mai puține, care îmi plac mult și pe care să le folosesc, să le consum, sau servicii pe care să le consum, nu doar produse. Mi se pare că îmi fac viața mai simplă așa, da. Mi se pare că în ultima perioadă, dar mi se pare, eu în realitate îmi fac viața mai simplă dacă fac alegeri mai puține și care îmi plac mai mult, adică să mă duc înspre produse care mă mulțumesc și îmi plac mai mult sau înspre servicii care mă mulțumesc și îmi plac mai mult. Nu contează prețul, nu contează că, și aici nu mă refer neapărat că nu contează prețul, că vai de mine, mă dau banii afară din casă, nu, ci mă refer la faptul că nu trebuie să fie scumpe produsele pe care le cumpărați sau serviciile pe care le cumpărați ca să vă facă fericiți. Eu, în general, nu prea mă axez pe produse super scumpe când vreau să-mi cumpăr ceva sau să mă simt confortabil. În general, să știți că sunt o tipă foarte așezată și aleg din zona de accesibil de cele mai multe ori. Și tocmai din zona de accesibil, bine, cu mari mici excepții astăzi, o să vedeți câteva produse care mie îmi plac foarte mult și poate, dacă aveți nevoie sau dacă vă inspiră, puteți să faceți și voi un research și să căutați produsele. Poate cine știe vă vor ajuta și pe voi pe viitor. Avem și din zona de skincare și din zona de păr și încălțăminte și accesorii și gadgeturi. Vedeți, vedeți imediat. Dar o să încep cu o geantă care îmi place foarte mult, pe care am luat-o la reduceri din H&M chiar în ultima perioadă. Asta este, îmi place și culoarea asta, e un verde cachi prespălat, să zic. Este o geantă din aceea pe umăr care se poartă într-o parte de poștaș și e mai micuță. Asta pentru că mă oblig în ultima perioadă, adică ea chiar este micuță și are doar un buzunar aici. Așa, nu o să vă arăt eu ce am tot în geantă acum, poate asta într-un alt clip, și aici are buzunarele astea două micuțe. Și bineînțeles, înăuntru mai are un compartiment în care să puteți să puneți acte sau chestii mai micuțe. Treaba cu ea e în felul următor. Pe mine nu m-au tras niciodată gențile așa de mici, dar pentru că vreau să mă oblig în ultima perioadă să car cât mai puține cu mine, cât mai puține chestii vreau în geantă. Și să știți că funcționează. La mine cel puțin a funcționat. Îmi place de altfel că are și breteaua asta care e destul de lată și chiar nu mă dezavantajează deloc, adică o simt super confortabil. Se și scoate breteaua dacă doriți și puteți să folosiți doar ca geantă de mână. Și mai au și pe negru. Pe negru am impresia că acum e la promoție cea neagră și e undeva la 49 de lei, cred. Cred, n-aș vrea să mă înșel, dar o să vă las oricum link în descriere către toate produsele. Da, și este dintr-un material textil care poate fi spălat la mașină, which is nice, pentru că, da, știți că am copil și orice se murdărește. Așa că asta e o geantă care mie îmi place enorm în ultima perioadă și pe care chiar de când am cumpărat-o n-am mai schimbat-o. În general îmi plac și gențile, dacă mă urmăriți știți că îmi place zona de încălțăminte, dar îmi plac și gențile, am multe și acolo, și genți și poșete și rucsacuri, dar nu m-am schimbat-o pe asta de când am cumpărat-o. Și pentru că am pomenit zona de încălțăminte, ce credeți? Da, 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 am ceva și aici. Am mers un pic pe zona de saboți, iarăși ceva nou pentru mine, pentru că mie nu mi-au plăcut niciodată saboții și acum că a revenit moda asta cu saboți, am zis, băi, da, da, mie nu-mi place oricum să port cu toc, adică mie oricum nu-mi place încălțămintea cu toc și rar port, și dacă port un toculeț destul de mic și aș zice eu destul de pătrat sau rotund să fie confortabil. Și am descoperit niște saboți fără toc, cu talpă joasă, din piele, la un preț super accesibil. E nici chiar cel mai accesibil, pentru că dacă îi cumpărați acum, eu i-am cumpărat în iarnă, undeva prin ianuarie-februarie, și nu i-am probat până acum, i-am probat atunci, dar am uitat de ei, așa că a venit vara și abia apoi i-am scos de la naftalină. Și
acum după ce i-am purtat de câteva ori, îmi dau seama cât de confortabil și cât de mișto sunt și că i-am luat la un preț super ok. Eu i-am luat așa, de pe e-pantofi, dar i-am luat la 100 și ceva de lei, 109 lei. Ei acum sunt 200 și ceva de lei. Și sunt din piele, sunt de la Giuseppe. Stai să vi arăt că i-am aici. Ăștia sunt. De la Giuseppe. Sunt din piele, vă spuneam, super, super confortabil. După cum observați, au aici, sunt decupați. Să încerc să îi țin așa. Sunt decupați în partea asta, în interiorul piciorului. Sunt mai decupați și sunt super flexibili, da? Bine, nici cei mai flexibili ca un balerin așa, dar au și talpa de piele și zona asta de piele. Pielea asta este foarte, foarte flexibilă. Ce mai mișto e că se curăță foarte ușor, deși e cu alb. Și da, imediat vă arăt. Au și varianta pe negru, doar negru, da. Dar să știți că dacă vi luați la reducere și căutați reducerile, adică eu am luat pe ambele perechi la preț de una. Acum, dacă nu mă înșel, cei care sunt cu alb, cred că costă mai mult decât ăștia cu negru, ăștia sunt undeva în jur la 200, iar cei cu alb sunt 200 și ceva, până în 250. Da, nu înțeleg. Bine, poate pentru că e vară de asta, dar da, uite, și aici se vede că pielea este super flexibilă și sunt atât de comozi. Și vă spuneam, și talpa din piele și, uite, flexibil. A, ăștia nu-s curățați pe talpă. Mă să mă șterg. Aceeași săpun, să știți că i-am mai văzut și pe EMAG sau, da, de fapt, EMAG și Fashion Days. Da, acolo i-am văzut. Și la fel, să știți că tot așa au avut reducere în iarnă și tot 100 și ceva de lei sau 109 lei sau 99 de lei, ceva de genul, perechea. Dar, sincer vă zic, acum după ce i-am purtat și i-am luat cu mine și la mare, sunt super comozi și sunt super, super, se simt foarte fain pe picior. Deși, vă spuneam, eu nu sunt adepta saboților, în general n-am fost, dar acum, mama mea, și aia negri cel puțin, o să-i port și în sezon de toamnă, așa, cu niște pantaloni la dungă și cu sacoși, cu cămașă. Ideea de casual elegant, super tare. Deci mi se pare foarte, foarte mișto acum că am încercat și o varianta cu saboți. Acum, hai să mergem în zona de... uite că am și un parfum. Am și un parfum pe parfum. Este o apă de parfum de la Lanvin. Aceasta este, am uitat cum se numește, o să vă las pe ecran, că nu știu dacă se mai vede aici, dar nu scrie, de fapt, nu că nu se vede. Eu am luat apa asta de parfum la reducere de pe Sole Shop și am dat 100 și ceva de lei, în condițiile în care varianta pe care o am eu aici este de 50 de mililitri și, în general, produsele de la Lanvin sunt scumpuțe, dar are un miros atât de fain, pe care, bineînțeles, că nu știu să vi-l explic, că știți că nu știu să vă explic mirosurile, nu știu să le... Așa, este o floral cu ceva masculin, varianta asta. Nu e dulce, asta știu sigur că mie nu-mi plac astea dulci. Îmi place foarte mult și packaging-ul, dar persistă, mirosul persistă. Ce nu-mi place la el, că e și o chestie care nu-mi place, în momentul în care... Ia, stai să încerc, dar nu știu dacă o să se vadă pe cameră. Da, acum s-a văzut așa un fâs mai larg, dar nu știu, am avut momente, cred că la început, când am început să-l folosesc, ah, ce frumos era asta, când simțeam așa că parcă mă scuipa, dar nu știu, a fost probabil o chestie cu, o chestie de început cu pulverizatorul, acum e ok, ma, ce miros frumos mi-am făcut aici. L-am luat la reduceri, urmăriți reducerile și pe Sole Shop și pe, în general pe site-urile care vă interesează, pentru că puteți să luați produse care să vă placă, să le folosiți pe termen delungat și să le luați la un preț accesibil. Eu l-am luat pe ăsta la reducere, cred că 60 sau 70%. Which was nice, 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 nice. Dar cred că n-am mai puțin de 100 de lei. Cred că n-am mai puțin de 100 de lei. Așa că acum, da, acum e la preț întreg. Dar vă spuneam, urmăriți, eu acum ce vă sfătuiesc de fapt prin clipul ăsta, este să urmăriți produsele care vă plac și să vedeți când intră la promoție, pentru că puteți de cele mai multe ori să le luați la un preț mult mai bun, mai accesibil decât îl au în general. Și un sfat pe care vi l-aș da eu este că dacă acum în sezon cald, dacă vă cumpărați haine de toamnă, încălțăminte de toamnă și ce vă trebuie pentru toamnă-iarnă, o să găsiți produsele care vă plac la prețuri mult, mult mai mici decât le găsiți în sezon.
Și unele din ele produse, să știți că se repetă și trendurile se repetă și dacă vorbim de haine și accesorii și încălțăminte. Dar da, eu cam așa fac. Vedeți că vă spuneam de sabot că i-am cumpărat în iarnă, undeva prin ianuarie, iar acum dacă îmi cumpăr ceva, de cele mai multe ori tind să-mi cumpăr pentru sezonul de toamnă-iarnă, ca să iau la prețuri mult, mult mai mici. Doar dacă e ceva care mi atrage, cum să vă zic, să-mi atragă interesul extrem, extrem de tare, da, atunci o să-l iau la preț întreg, chiar dacă are un preț nu neapărat accesibil, dar trebuie să mă atragă foarte tare și asta nu mi s-a mai întâmplat de mult, de mult. Acum, pentru că am zis de accesorii, da, că am zis mai devreme de accesorii, de multe ori am primit întrebări legate de accesoriile pe care le port. Multe din ele, să știți că sunt fie ediție limitată la branduri pe care de multe ori le cumpăr la promoție. Alte dăți sunt din magazine no-name pe care nu pot să le numesc, că nici nu știu eventual pe unde sunt, că dacă îmi place ceva îmi cumpăr și mă opresc undeva pe o străduță la un magazin, poate fi el vintage sau nu, nu contează. Îmi cumpăr și atunci n-aș putea să vă zic, poate fi și unicat produsul respectiv, dar nu port neapărat chestii super scumpe și unicat și nu le găsește toată lumea, nu. Eu sunt o tipă destul de simplă și mi-au și chestii super simple și accesibile de multe ori. Și pentru că vorbim de super simple și accesibile, am purtat și port în ultima perioadă un set de accesorii, vorbim despre niște cercei și un colier din CNA le-am luat. Au ei o colecție și o schimbă, colecția asta o schimbă de la sezon la sezon, cred că au vreo 4-5 colecții pe an, cred că sezon la sezon sau cumva, nu știu, 4-5 colecții cred că au pe an. Chestia este că produsele astea cu Swarovski, colecția cu Swarovski, multe din ele sunt și suflate cu aur, multe produse. Și faza e că nu cănesc. Deci eu pe ăsta îl am de mai bine de jumătate de an și e în aceeași formă. Am de la ei și de acum 2 ani, 2 ani jumate, 3 ani, cred că cercei, la fel. Tot din colecția cu Swarovski, de care de cele mai multe ori mă întrebați și când vă zic că sunt din CNA, rămâneți șocate pentru că nu vă vine să credeți că sunt, că arată atât de fain și că sunt la un preț accesibil. Colierul ăsta pe mine m-a costat în jur la 80 de lei. Nu, colierul, setul și colierul și cerceii. Cred că au fost la preț întreg, pentru că ăștia chiar mi-au plăcut mult, mult de tot și cerceii și colierul. Și vă spuneam, au Swarovski, sunt și suflate cu aur la accesoriile și arată și foarte fain și sunt, pe mine mă atrage întotdeauna să mă duc în CNA să mă uit la zona de bijuterii din colecția asta limitată, pentru că nu s-a întâmplat vreodată să zic, bă, nu-mi place ceva. Sunt și chestii care nu mă atrag, dar de cele mai multe ori au fost și piese care mi-au plăcut extrem de tare și pe care le-am luat la 40 de lei, 50 de lei, 60 de lei, maximum, 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 cel mai mult. Au și inele, au și brățări și tot felul de cercei și de coliere și sigur o să vă placă dacă mergeți în magazine sau chiar dacă căutați online pe CNA, o să vedeți că au, ce obțin în colecția asta de Swarovski, bijuterii foarte, foarte faine. Mai am ceva ce port des în ultima perioadă și care îmi place mult de tot și aici aș spune că mă duc spre zona de minimalism puțin. Este un brand românesc, se numește Monom. Eu am cumpărat de la ei tot așa niște bijuterii suflate cu aur și sunt tot așa cercei și colier, că asta port cel mai des. Brățări port mai puțin în ultima perioadă, dar e un set foarte drăguț care mi-a atras privirile de la început. Mi l-am cumpărat, cred că eu, cadou de Paște anul ăsta. Arată cam așa, deci sunt, e o formă geometrică, e un oval, aș spune. Da, cam așa, cu ceva în relief. Au foarte multe bijuterii deosebite, cei de la Monom. Sunt făcute manual și fiecare piesă în parte are particularitățile ei. Nu toate arată la fel, nu sunt făcute în masă. Și asta mi-a plăcut în primul rând ca și concept. Mai apoi sunt și ele, vă spuneam, suflate cu aur. Sunt simple, sunt niște bijuterii simple. Sunt aurii și mi-mi place foarte mult auriul. Da? Sunt, nu știu, mai mult mă duc înspre auriu în general decât înspre argintiu, dar am și ceva argintiu ce o să vă arăt. Și vă spuneam că e un brand românesc pe care vă susțin să îl căutați, să vedeți ce bijuterii frumoase fac cei de la Monom. Nici setul ăsta de bijuterii nu a fost foarte scump, cred că cercei au fost 120 de lei
și, sau 100 de lei cercei și 120 de lei colierul, ceva de genul. Și dacă aurul își pierde din calitate, din calitate, din culoare, nu dacă, cu siguranță o să-și piardă în timp, ei oferă și un serviciu de, nu știu dacă polișare, nu știu cum se cheamă, în fine, reîmprospătează ideea asta de suflat cu aur. Dar nu știu dacă ați înțeles ce am zis. Și chiar au bijuterii foarte faine și o să vă placă cu siguranță, vi recomand din suflet. Mai am ceva care îmi place la bijuterii, cercei. Să știți că dacă e să mă gândesc așa, ce îmi place cel mai mult, că îmi plac cercei și colierele, dar cercei cei care îmi plac cel mai mult, cel mai... calculatorul meu, da. Cercei îmi plac cel mai mult din zona de accesorii. Și nu prea port verigi în urechi. Nu prea port. Pentru că nu mi-a plăcut niciodată ideea asta de bălângănit aici și că nu stă, frate, nu stă veriga nici așa, nici așa, nici așa. Până când am descoperit-o pe Design by K. Este o tipă din Cluj care face bijuterii unicat. La fel le face la, la Cluj și îmi pare rău că nu vine și la târguri în București. Că i-am zis să vină și la târguri în București pentru că o să aibă foarte mare succes. Da, poate o să vină. Dar dacă vă căutați pe Instagram, este Design by K. K. Am niște verigi. Nu sunt nici prea mari și nici prea mici. Și au un sistem de închidere, de prindere de ureche, de așa natură încât veriga rămâne în direcția asta. Adică ambele verigi rămân așa când le puneți în urechi. Nu se mișcă stânga-dreapta, adică foarte, da, sunt flexibile și se mișcă puțin, dar nu stă veriga strâmbă. Sunt convinsă că știți la ce mă refer. Adică e sistemul ăsta de prindere clasic și stă așa. O să vi arăt și mai de aproape ca să îi vedeți și mai apoi sunt niște verigi foarte subțiri care au și perla asta, o, da, o biluță care seamănă cu o perlă. Foarte fain cercei și în general are bijuterii foarte mișto, dar aș zice să vă uitați pe Instagram și să vedeți ce face. Sincer, nici contul de Instagram al ei nu arată tot ceea ce poate să facă și ce aduce la târguri. Prima dată când mă duc în Cluj, mă duc la ea să văd ce mai are, pentru că îmi place, mi-a plăcut întotdeauna ce am văzut la ea la târguri. Bun, asta a fost cu bijuteriile. Hai că v-am ținut ceva aici, v-am povestit ceva, se vede că îmi place. Hai să vă arăt și o placă de păr de la Babyliss. Asta este o placă de păr. Aici mă refeream eu când spuneam la început că vă spun de produse accesibile cu mari mici excepții. Asta nu este o placă accesibilă. Accesibilă. Nu e cea mai ieftină. Steam 2-in-1, cred că se numește. Este o placă de păr cu aburi care ce face... Stai să văd aici. Îi pui apă în recipientul ăsta și are și niște piepteni pe care eu i-am scos. Care ajută la întinderea părului, deci pieptenii se pun aici și odată că pieptănă părul, iar cu ajutorul aburilor îl întinde frumos și cred eu că îl păstrează mai mult timp întins, pentru că e ca și cum ai lucra cu peria rotativă pe părul umed și cu feonul, deci practic de asta e 2-in-1, plus că pentru că e așa rotunjită pe zona asta și buclele ies foarte faine și e lată, observați? Este lată, nu este o placă subțire. Ce am mai avut până acum era mai subțire decât aceasta. Și ies buclele alea un pic mai mari, genul ăla de Beachy Waves. Minunat, minunat. Nu este o placă accesibilă. Prețul ei este undeva în jurul la 700 de lei. Dar o puteți lua la ofertă, dacă încă mai este oferta, o să vă las linkul cu oferta, au avut reduceri de la ea de 300 de lei, dacă nu mă înșel, 300 sau 350 de lei. În orice caz, este o placă foarte bună, aveți și posibilitatea să folosiți varianta cu abur sau nu, dacă vă doriți și trepte de temperatură și toate cele, plus că mi se pare că părul meu nu se usucă atât de tare în momentul în care o folosesc pe asta și am folosit-o de câteva ori și îmi place. Dar, repet, asta nu este cea mai accesibilă. Eu o am pe asta acum și cred că este singura placă de păr pe care o voi utiliza multă vreme de acum încolo, deși mai am plăci de păr de la Babyliss și nu m-au dat pe spate cum m-a dat asta pe spate. Da. Cam asta am vrut să zic despre placa asta. Foarte bună de altfel, dar vă spuneam, nu este cea mai
accesibilă ca preț din tot ceea ce vă arăt astăzi. Hai să mergem un pic și la și în zona de gadgeturi, pentru că am și ceva drăguț. De cele mai multe ori am probleme cu telefonul când vreau să fac stories sau vreau să fac un live și nu am mâinile libere, ori că să-l pun cumva, ori aici la lumină, trebuia să-l așez, nu știu cum, nu m-am cântat niciodată cum am așezat telefonul, cum a fost unghiul, cum nu știu ce. Și văzusem la Denisa Sima un trepied pe care îl folosea ea, am întrebat-o de fapt de trepiedul pe care îl folosea ea, l-am căutat și până la urmă mi-am cumpărat altceva și anume un trepied super, super compact. El arată cam așa, așa vine el. Hai, unde îl vedeți? Aici. Așa arată. Este și selfie stick și trepied de telefon. Pe mine mă interesează să-l folosesc ca selfie stick, ci ca trepied. Dar e foarte tare că e super compactat așa și pot să-l port în geantă, nu e ceva super mare. Și se deschide cam așa. Telefonul se poate pune atât în landscape cât și în portret. Are aici băgată telecomandă. Puteți să legați telecomanda de telefon prin Bluetooth și să faceți poze de la distanță. Mai apoi se și lungește cam așa. Treaba asta de aici nu se mișcă doar așa, ci pur și simplu dacă, de exemplu, vreau să găsesc un unghi al telefonului a plecat spre mine, asta face, uite, se apleacă cât de mult vreau eu, se apleacă și se lasă puțin și pe spate și asta este o chestie super, super tare. Mai apoi, în zona asta de aici de jos, stai să bag telecomandă la loc, nu știu ce mă mănâncă nasul, așa, în zona asta de aici de jos are 3 piciorușe, cam așa, și pe care eu pot să le pun pe masă și stă foarte frumos telefonul meu atunci când fac live-uri, stories și așa mai departe și am mâinile libere, ceea ce e super, super, super tare. Așa și așa. Și gata. O să las link, multă lume care l-a văzut la mine a fost încântată de el și o să las link să mergeți să-l căutați. Nici nu e foarte scump, e până într-o 100 de lei, cred că pe EMAG, nici nu e foarte greu. Deci e o chestie, dacă sunteți în zona asta de Instagram și căutați ceva de genul ăsta, o să vă ajute. Îl puteți avea cu voi la portator, eu l-am în geantă, chiar în geanta asta mică îl port, să știți, și chiar nu e foarte greu. Asta e o chestie iarăși tare la el. Și gata, am terminat și cu gadgeturile. Hai să merg un pic în zona de beauty. O noutate Sephora România, o noutate Huda Beauty, bine, nu mai e deja noutate, dar pentru mine a fost noutate, Chocolate Brown este o paletă din aceasta cu 9 farduri. Vreau să vă zic că, odată, marouri calde, zona mea de interes și va fi întotdeauna zona mea de interes, tot ce înseamnă culoare caldă, adică tot ce are cald în subton, e din zona mea de interes, îmi place foarte mult, dar fardurile astea sunt atât de pigmentate, eu n-am mai avut așa, din colecția asta de palete de 9 farduri, eu n-am mai avut până acum niciuna. Am testat în magazin, dar una este să testezi, vezi, să pui degetul și alta e să faci machiaje cu fardurile astea. Sunt foarte mișto, extrem de cremoase, se blendesc ușor și puteți să realizați atât machiaje de zi cât și machiaje de seară. Oricum și la preț întreg nu sunt chiar scumpe paletele, așa că sunt destul de accesibile. Repet și o să repet pe parcursul, am mai zis și o să repet pe parcursul clipului. Sunt produse care nu sunt, sunt accesibile, nu sunt cele mai ieftine, dar care să vă bucure, adică să fie produse potente și care să își facă treaba pe care voi vă doriți să o facă. Evident că sunt și altele care oferă confort și plăcere, dar eu vă zic ce îmi place mie în ultima perioadă. Îmi place foarte mult SPF-ul ăsta de la Evi Technologies cu 50 SPF, este long lasting, puteți să-l purtați atât sub machiaj cât și peste machiaj, este mousse, am făcut un reels, am vorbit și pe YouTube, am un clip pe YouTube despre tot ce înseamnă SPF-ul de la Evi Technologies și este pentru toate tipurile de ten, ba mai mult, protecția pe care o oferă este de până la 6 ore, nu doar 2 ore, adică puteți să-l reaplicați la 6 ore, ceea ce e foarte mișto dacă vorbim de reaplicare pe parcursul zilei și mai ales că nu deteriorează aspectul machiajului, este super. Și acum, ce mai am? Mai am două produse. În farmacia te găsiți. Asta este de la GAM, o ață pentru curățarea dinților, pentru preîmprospătarea mirosului și a
să curățați dinții pe parcursul zilei. Ce să mai stăm la discuții? Miroase frumos și nu știu dacă v-am mai arătat eu produse de dinți până acum, dar e o chestie pe care o port în geantă și care îmi folosește zi de zi. Mai ales dacă mănânc în deplasare, nu sunt acasă să pot să mă spăl pe dinți sau la studio să pot să mă spăl pe dinți. Am la mine ața asta de dinți de la GAM și îmi place foarte mult și e și micuță și cred că au și varianta mai mare asta, și are aici sunt 30 de metri de ață, adică vă ajung o grămadă. Așa că pentru dinți curați și împrospătați, ață dentară de la GAM, din farmacia te o cumpăr de fel pentru că este cea mai accesibilă. Dar am și ceva de mâncare. Da. V-am arătat vreodată ceva de mâncare pe canalul meu de YouTube? Nu cred. Chiar nu cred. Dar las că vă arăt astăzi. Da. Hai să vă zic așa, înainte să vă arăt despre ce e vorba. Eu sunt o tipă crea, nu-i place ciocolata. Da. Da, nu-mi place ciocolata, deși gabaritul meu zice altceva. Da, nu-mi place ciocolata. Dar am descoperit ceva. Bine, nu-mi place ciocolata, ciocolată. Da, să mănânc ciocolată. Îmi place să mănânc o prăjitură care conține ciocolată. Dar nu-mi place să mănânc ciocolată în general. Nu mă atrage. Maximum dacă vreau ciocolată cu lapte. Așa, din când în când. Și să zicem ciocolată albă. Dar nu-mi place ciocolată neagră. Nu mă atrage. Până am descoperit aceste trebușoare. Până le-am descoperit pe astea. Choco Toffees. Se găsesc în Auchan, în Mega Image. Nu știu dacă le-am văzut și cred că le-am văzut și în Carrefour. Costă 11-12 lei. Da, nu știu. N-ai cum. Sunt niște bombonici caramele cu combinații de ciocolată cu cafea, cred. Apropo, nici gustul de cafea nu-mi place foarte tare. Deci, I don't know what's happening. Dar n-ai cum. N-ai cum. Deci o combinație de ciocolată ca... Revin. Da. Caramele cu ciocolată și cafea. Cu două chestii care mie nu-mi plac și nu mă atrag. Deși beau cafea, mie nu-mi place gustul și mirosul care... Gustul pe care îl are cafeaua și mirosul care rămâne după. I don't know. Da, sunt foarte bune. Încercați-le. Testați-le. Let me know. O să vă placă cu siguranță. Acum o să trebuiască să folosesc ața dentară de la GAM, pentru că hello, da, vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, dacă v-am făcut poftă acum și de Choco Toffees și poate v-am arătat produse care v-ar plăcea, poate vă interesa ceva și acum v-ați făcut o părere în cazul în care nu erați hotărâți să cumpărați sau nu, și în general ce vă sfătuiesc este să vă achiziționați produse și servicii care într-adevăr vă fac să vă simțiți bine și vă oferă confort. De fapt, asta e ideea clipului de astăzi. Nu contează cât costă și nu contează cum e și dacă place altora. Important e să vă placă vouă. Ne vedem cum arată în clipul următor. Aștept comentariile voastre. Ce vă place vouă și ce vă oferă confort, indiferent că e ieftin sau accesibil sau scump. Aștept comentariile voastre și ne vedem data viitoare. Pa!